În vremurile astea grele pe care le trăim cu toții, tot mai mulți români caută cu disperare un leu pentru o pâine. Cei mai amărâți dintre ei nu găsesc mire la guvern, ci la poarta lui Gigi Becali. Miliardarul milosit din Pipera și-a făcut deja un obicei. La început de an împarte cu săracii câte puțin din bogăția lui. Atenție însă, numai cei care au poveste, nu doar o mână întinsă, primesc pomană. Ca la pomul lăudat, așa s-au strâns sute de oameni în curtea palatului lui Gigi Becali. Amărâții amărâților au aflat din gură în gură că la început de an, milionarul din Pipera face acte de caritate, așa că și-au dat întâlnire ca la un semn în fața porților aurite. Tineri, bătrâni, părinți cu copii mici în brațe, bolnavi, pe picioarele lor sau în cărucioare cu rotile și cârje, s-au strâns ciorchine. Fiecare cu mâna întinsă, fiecare cu povestea lui și toți nerăbdători să primească bani de la cel mai milos dintre milionarii României. Le-am spus să vină, adică nu le-am dat pe data de 1 decembrie, pe aia a venit toată de sărbători, le-am spus veniți pe 5, aici și-au dat vorbă de la unul în altul și veniți pe 5, adică după sărbători, că așa veneau în fiecare zi, în fiecare zi și atunci ce am zis? Bă, le spun să vină pe 5, acum le dau pe 5 și le spun, bă, să nu mai veniți decât pe 5 iar, adică că după aia vin și mâine și răspoi mine și ca să știe că mi-e milă de ei să-i las să stea pe aici, că stau ore în șir. Atunci ei nu mai mi-e milă dacă i-am spus să nu vină, nu? Și atunci ei le dau acum, dar bine, sunt mulți care va veni degeaba, uite de când eu, uite-i poștă. Ce caută ăștia? Ce cauți, mă, tu? Ce vrei? Ce caută? Hai că le-am spus, băi, dacă ăștia bolnavi sau... Cu 5-6 copii sau bolnavi sau fără picior sau fără mână. Ei, uite, sunt mulți care nu ce, jumate din așa nu o să primească nimica. Că ei vin, adică și cu toată familia. Da, ce să faci? Vin de nevoie și eu îi triez. Îmbrăcat sport, cu hanorac, pantalon de training și căciulă pe cap, dar cu buzunarele pline de bancnote de 200 de lei, Becali și-a făcut apariția în mijlocul săracilor, care, spune el, au cu adevărat nevoie de ajutor. Ce vrei să fac? Că eu nu le dau lor, îi dau lui Hristos. Când dai lor, dai lui Hristos. Vă iubiți cu adevărat semenii și asta arată, iată... Păi mie milă că știi care-i treaba. Dumnezeu a făcut bogați și săraci. Dar știi de ce a făcut pe săraci? Că Dumnezeu putea să facă pe toți bogați. Nu putea să facă. El a făcut pe săraci pentru bogați. Deci după ce ne-a dat nouă niște bogății la bogați, ne-a mai dat și niște săraci, ca să ne mântuim prin ei, adică ca să le dăm lor. Înțelegi? Acum eu să mulțumesc lui Dumnezeu, de ce, Doamne, că m-ai făcut pe mine bogat, că puteai să mă fac mine sărac, să vin eu la altul bogat aici. Nu se mai închid porțile la Gigi. Toată lumea să vină. Abia după ce s-au închis porțile palatului și mulțimea s-a mai liniștit, a început împărțirea banilor. Hai, gata, ieși! Ai luat ceva? Da, am luat. Ce faci cu ei? Ce iei de mâncare la copii? Iau la copii mâncare. Păi zi ce iei. Pot să-i îmbrac, să le iau ceva de mâncare, lapte. Cât ai primit acum? 6. 600 de lei. Vă ajută banii aceștia? Mă ajută, doamnă, de ce să nu știu. Veniți în fiecare an la domnul Becali. Nu, e prima dată care vin. Cum ați aflat? Cum ați auzit de... M-a îndrumat și pe mine cineva din matinal. Este prima oară care vine. Câți ani are micuța? Un an și două luni. Și fetița merge pe 5 ani. Și mai am unul în burtă. Din banii aceștia, ce vă gândiți să cumpărați prima dată? Să iau lapte și de mâncare prima dată. E a doua oară. Am venit acum 2 săptămâni și am văzut copilul la fără mâini și i-a dat 5 milioane în vechi. Nu știu să vorbesc cu banii ăștia. Și acum, uitați, mie mi-a dat astea, pentru mine. Am lucrat 31 de ani și am pensie de 12 milioane 500. Am lucrat la spital cu puroaie, mamă, și am pensie de social. Ce să vă luați prima dată din bănuții ăsta? Uitați rețeta care n-am putut să o iau. Uitați. N-ați avut bani să vă luați medicamentele? Nu, n-am avut. Uitați rețeta. La neurologie și soțul mi-a murit de... La Florii, a fost șofer la ambulanță, la Roșior de Vede și am lucrat în bucătărie și am salariul ăsta, pensia asta, dacă vreți vă arăt și cuponul.
Uitați, uitați aici, veți, uitați. Și acum mergeți la farmacie să vă luați cele. Uitați, rețetele mele. Sănătate multă, doamnă, să fiți bine, Doamne ajută. Sănătate lui domnul Becal, sănătate să-i dea Dumnezeu, că uite, ajută lumea. Mult puțin este voia Domnului. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Cine îmi dădea mie banii ăștia acum? Este prima dată când veniți la domnul Becali? E prima dată și m-a adus un prieten. Un prieten de-al meu m-a adus. V-a făcut un bine? Păi pentru mine sunt bani. Da. V-a ajutat domnul Becali? Ne ajută mult. Este prima dată când veniți? Nu, am mai venit și de-atâtea ori m-a ajutat. Ce o să luați prima dată acum din bănuți? Pampers și mâncare, ce are cel mic și ce mare nevoie. Primul gând merge către cei mici întotdeauna. Da, și după aia eu la urmă. Nimeni n-a primit un leu până nu a fost triat din ochi. Doar cine a trecut proba milei și l-a convins pe latifundiar că într-adevăr e caz social și are nevoie de bani, numai acela a fost binecuvântat cu câte o hârtie de 200 de lei sau mai multe. Toți musafirii poftiți sau nepoftiți au trecut pe rând prin fața lui Becali. Unii au primit mai mult, alții mai puțin, iar alții deloc, în funcție de impresia de nevoiași pe care au lăsat-o. Această femeie are în brațe un copil cu probleme. De 4 ani a făcut potecă până la palatul lui Becali și spune că nimeni nu a ajutat-o mai mult ca el. Doamna, eu n-am cuvinte să vorbesc de câte ori am avut nevoie la omul ăsta. Pe mine m-a ajutat în toate punctele de vedere. Pentru că alte primării, eu să știți că stau cu chirie. Deci stau cu chirie. M-am dus, am depus, da, uitați un cehar este, nu vorbește, nu vede, nu nimica. Să știți. E foarte greu să stai cu chirie, să plătești din banii care iei de la primărie. E foarte greu, să știți, doamnă. Banii de la primărie acoperă cheltuielile pentru micuțe nu, medicale? Nu, nu, uite, uitați, păcat că am actele la cineva să vă arăt cât mă costă. E 37 de milioane care trebuie să plătesc pentru copii să fac recuperări. Pe mine nu mă ajută nimeni, să știți, doamnă. Sunt singură, e foarte greu să stai cu copil bolnav cu probleme așa, să știți. Pe mine m-a ajutat când mi-a luat casa foc, domnul Becali m-a ajutat, mi-a făcut casă la țară, să știți. Nu am cuvinte să vorbesc și cred că nu există om din Românie ca domnul Becali. Cred că nu există om din Românie care a ajutat. Să dea Dumnezeu să trăiască, să-i dea Dumnezeu numai fericire, bunătate în viața lui. Dumnezeu să-i dea multă sănătate lui domnul Becali, domnul Gigi Becali. Îi rugăm viață lungă că este singurul care ne ajută pe toți amărâții. Nu există un om mai bun în această țară a noastră și pe această criză dânsul tot ne ajută. Un om care merită toate rugăciunile după fața pământului și toate binecuvântările să-i le dea bunul Dumnezeu. Dacă n-ar fi acest om de bună credință, aș muri în casă cu cei 370 de romi care mi oferă statul. Am 62 de ani, am încercat să-mi fac revizuirea la dosar, dar nimeni nu mă ajută cu absolut nimic în Sfânta Țară care noi trăim și ne-am născut și aici vom muri.
Cine are să dea și celui care nu are și cine poate să-l ajute pe cel neputincios, doar așa se va mântui, asta spun sfinții. Și asta crede cu tărie și Gigi Becali, care în ultimii ani și-a făcut un obicei în a ajuta semenii la fiecare început sau sfârșit de an. Fiecare face ce îi place, de-aia aveți și vin și bolile, că s-a împuținat dragostea. Nu mai există dragostea, nu mai există mila față de oameni și oamenii nu mai s-au asemănat cu animalele. Adică fiecare pentru el s-a mulțit foarte mult narcisismul, iubirea de sine, ego-ul omului s-a mulțit. Și fiecare om vrea pentru el. Și din dragoste de el, cum ar veni, le face toate. Fură că vrea să aibă mai mult, mănâncă bunătăți, vrea să mănânce mai mult, că vrea pentru el, pentru trupul lui, face desfrânări pentru că își iubește trupul mai mult să-i dea plăcere. Toate nenorocirile care le face, le face ca să-i dea trupului lui o mai bună viață și o mai multă plăcere. Adică să-i dea cele cinci simțuri care sunt. Parfumuri mai scumpe, muzică mai care îi place mai mare la ureche, la nas, mirosul, la gură, gustul, la ochi, privire, să vadă lucruri. Și când credea că a reușit să împace pe toată lumea, un bărbat avea să-l surprindă pe Becali, din vârful stâlpului de înaltă tensiune din fața vilei sale din Pipera. Omul amenința că se va sinucide dacă nu va primi ajutor. Într-un final, Gigi Becali a ieșit din casă și și-a luat rol de negociator. Se pare că nu este pentru prima oară când bărbatul se urcă pe stâlpul din Pipera. Ultima dată a cerut bani, iar acum vrea o casă. Nu vrea, i-am dat el niște bani, mai vrea casă. Nu ce, casă n-am dus să dau în casă. Și azi măcar ce dă-mi acum, dă-ne bani de chirie pe o lună, că după aia ne descurcăm. Și se dă jos dacă... Și am dat bani de chirie. Deci ați dat bani de chirie pe o lună. Și dacă vine și luna viitoare? Dacă vine și luna viitoare, lasă-te acolo și azi doar mă propus. Fiecare zi. După ce a primit banii de chirie, bărbatul a coborât, ajutat tot de Gigi Becali. În Sfintele Scripturi scrie negru pe alb că e mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre cel bogat în împărăția lui Dumnezeu. Poate că din acest motiv Gigi Becali vrea să împartă banii cu săracii și să-și strângă avere în cer. De câțiva ani, latifundiarul stă departe de scandalurile de altădată și tot ce înseamnă ispite. Ba se spune că vrea să se retragă într-un loc unde să fie numai el cu Dumnezeu și 300 de oi. Se știe deja că la Olănești, în Vâlcea, a pus temelia unui ansamblu de mănăstiri și chilii, supranumite Atosul Românesc. Mănăstirea va fi îmbrăcată în aur și interzisă femeilor.
până una alta. Gigi Becali rămâne unul dintre cei mai bogați, dar și controversați oameni din România, dar printre puținii milionari dispuși să facă acte de caritate cu cei mai năpăstuiți de soartă.